propunerea de demilitarizare a serviciilor de informații și de transformarea lor în structuri civile ca funcționari de stat cu regim special. Aceasta ar impune, în opinia noastră, adoptarea rapidă a unei legi care să prevadă statutul ofițerilor de informații și să asigure că activitatea lor, ca să vă răspund la întrebare, poate fi supusă în aceste condiții tuturor controalelor, nu numai parlamentar, dar și Ministerul Finanțelor, Curtea de Conturi și orice alte organisme de control